Salut! Astăzi am pregătit o nouă selecție de seriale turcești. De data aceasta vreau să-ți vorbesc despre producțiile lansate în anul 2022. O parte din aceste seriale deja au fost terminate și subtitrate în română. Altele însă sunt în plină derulare și abia urmează să aflăm ce întorsături neașteptate ne-au pregătit regizorii. Rămâi cu mine până la finalul acestui video pentru a afla ce seriale bune au fost lansate în acest an, dar pentru a nu rata continuarea listei, abonează-te și fă click pe clopoțel, activând toate notificările. Deci, hai să începem! Ascultă-mă! De mici copii, Ekim și Leila erau cele mai bune prietene și chiar dacă mereu erau pe aceeași lungime de undă, planurile de viitor le erau diferite. Ekim era pe deplin satisfăcută de viața modestă pe care o avea, în timp ce Leila visa să obțină o bursă la o școală exclusivistă și să plece din cartierul sărac în care locuiesc. Însă această dorință nu era să devină realitate. Întorcându-se de la școală, Leila a fost lovită de o mașină, dar șoferul a fugit de la locul accidentului. Văzând cele întâmplate, unul din martori a urmărit mașina care a intrat în ograda școlii private, unde dorea să învețe Leila. Cum și era de așteptat, școala negase orice implicare, dar mașina nu a fost găsită pe teritoriul instituției. Această întorsătură a înfuriat oamenii sosiți la poarta școlii, fiind convinși că profesorii îl protejează pe unul din elevii săi bogați. Pentru a calma mulțimea adunată, directorul oferă 3 locuri bugetare pentru copiii din cartierul sărac unde a avut loc accidentul. Înțelegând că aceasta este șansa de a găsi vinovatul, Ekim cu alți 2 tineri din cartier acceptă propunerea. Însă curând îi așteaptă multe surprize neplăcute, deoarece noilor colegi nu vor rata nicio ocazie pentru a le aminti că ei niciodată nu vor face parte din comunitatea selectă. Agresați și hărțuiți, cei 3 tot mai des se vor întreba cât de multe sunt în stare să suporte pentru a-l găsi pe cel care le-a schilodit prietena. Fiul meu. Sătucul Șile este zguduit de o tragedie cumplită. În pădurea de lângă localitate este găsit corpul neînsuflețit al unui băiețel de 6 ani. Terifiați de această descoperire, polițiștii încearcă cu disperare să găsească monstrul capabil să ia viața unui copil așa de mic și se pare că reușesc să dea de urma asasinului. Însă acesta nici pe departe nu este la ce se așteptau. Toate pistele indică spre un băiat de 12 ani, Efe. Feciorul unei familii înstărite. Acesta a fost văzut îndreptându-se cu victima spre pădure. Fiind interogat, Efe recunoaște că ar fi ucis copilul de 6 ani, însă toate încercările poliției de a afla detalii despre cele întâmplate rămân fără rezultat. Deși convins că el este vinovatul, băiatul nu își amintește cu exactitate ce s-a întâmplat în pădure. Încrezuți că Efe mărturisise crima doar ca să le facă în ciudă, părinții săi se străduie să convingă poliția că copilul fiind obsedat de jocurile video, pur și simplu a inventat totul. Pe de altă parte, părinții copilului decedat insistă ca vinovatul, oricine ar fi, să fie tras la răspundere. Totuși, chiar dacă sunt probe evidente, dar suspectul își recunoaște vina, polițiștii nu se grăbesc să închidă dosarul și continuă cercetările care vor avea multe întorsături imprevizibile și până la urmă vor explica ce într-adevăr s-a întâmplat în pădure între cei 2 copii. 3 surori. Fiecare părinte dorește să-și vadă copilul fericit. Excepție nu fac nici soții Calender. Crescându-și fetele în dragoste și armonie, în casa lor de pe malul mării, Nesrin și Sadık erau convinși că pe fiicele lor îi așteaptă un viitor luminos. Frumoasele speranțe curând încep să devină realitate atunci când la ușa familiei au venit cei mai bogați oameni din oraș, familia Corman, pentru a cere mâna frumoasei Türkan, fiica lor mai mare. Și dacă Nesrin este încântată de această propunere, convinsă că Türkan va fi fericită alături de atrăgătorul și bogatul Somer, tatăl tinerii nu este gata să se despartă așa de repede de fata lui fermecătoare. Totuși, cedând presiunile din partea lui Türkan și Nesrin, Sadık cade de acord și familia începe pregătirile de nuntă.
însă intențiile familiei Corman nu sunt deloc binevoitoare. De fapt, aceștia vor să-l însoare pe Somer doar ca să o înlăture pe mine, amanta sa, care doar îl scurge de bani, sperând că frumusețea lui Turcan îl va cuceri pe tânărul responsabil, aceștia îl impun să se căsătorească cu fata pe care au ales-o pentru el. Însă planul eșuează și viața sărmanii Turcan se transformă în infern. Nedorind să-și necăjească părinții, tânăra păstrează totul în secret, sperând că va reuși să divorțeze de Somer. Între timp, pe pragul familiei Calender apare fratele lui Sadık, care știe o taină despre cele trei fiice. O taină care va pune capăt vieții liniștite a acestei familii minunate. Când un bărbat iubește. Zeynep este o mamă iubitoare a doi băieți minunați. Mai puțin noroc, însă a avut cu soțul său Utkay, pe care l-a prins în pat cu o altă femeie. Cu toate acestea, chiar și după divorț, Zeynep se străduie să păstreze cu Utkay relații normale, deoarece știe că copiii sunt atașați de tatăl lor. Însă cu toate eforturile lui Zeynep, Utkay face totul în ciudă. Nu vizitează feciorii și mereu găsește motive ca să nu petreacă timpul liber cu ei. Dar Zeynep este obligată să inventeze scuze pentru purtarea irresponsabilă a lui Utkay. Nici la serviciu nu-i prea merge. Din cauza problemelor financiare, Zeynep se angajează asistenta lui Yelda, o femeie țâfnoasă și mereu în toane proaste. Însă curând, pe eroina principală o așteaptă o schimbare radicală, deoarece ea îl întâlnește pe Kenan, un tânăr arătos și foarte bogat, care asemenea unui cavaler o ajută pe Zeynep în câteva situații dificile. Curând, cei doi înțeleg că au multe lucruri în comun, dar relația devine tot mai apropiată. Și totul bine până aici, însă Yelda, șefa insuportabilă a lui Zeynep, de mult a pus ochii pe Kenan și la sigur nu-l va lăsa așa ușor să-i scape. Tatăl. Încă din tinerețe, viețile fraților Mehmet și Emin au luat-o pe drumuri diferite. Mehmet a plecat în Istanbul, dar Emin a rămas în Anatolia și cei doi nu mai păstrau legătura. Au trecut ani și ambii au întemeiat familii numeroase și au pornit câte o afacere. Deși ambii s-au bucurat de succes, cu timpul firma lui Mehmet s-a dezvoltat considerabil, transformându-se într-un holding multinațional cu mii de angajați, dar Mehmet a devenit unul din cei mai bogați oameni din Turcia. Însă nici această întorsătură nu i-au făcut pe frați să uite supărările din trecut și să reia legătura. Totuși, o întâmplare nefastă va schimba pentru totdeauna destinul celor două familii. Îndreptându-se spre Statele Unite, avionul în care se afla Mehmet cu toată familia sa se prăbușește, dar Emin devine peste noapte unicul moștenitor al unei averi impresionante. Însă Emin se mulțumește cu puținul pe care îl are și se gândește să refuze moștenirea, deoarece nu-și dorește banii și afacerile fratelui decedat. Totuși, soția îl convinge că acești bani este o oportunitate pentru copiii săi și familia pleacă la Istanbul pentru a prelua moștenirea lui Mehmet. Dar banii nu aduc liniștea în sufletul lui Emin. Aflând că este grav bolnav și nu mai are mult de trăit, bărbatul tot mai des se întreabă dacă o avere așa de mare nu-i va destrăbăla copiii, dar după moartea sa, ei vor rămâne persoane oneste și nu-i vor păta numele. Totuși, grija pentru copii nu este unicul lucru care îl neliniștește pe Emin. În holding, treburile nu merg așa de bine și curând bărbatul începe a fi amenințat de concurenți. Înțelegând cât de dușmănoasă este lumea aceasta nouă din Istanbul, bărbatul va avea nevoie de multă înțelepciune și răbdare ca să-și pregătească copiii pentru drumul acesta periculos. Cam atât pentru azi. Nu uita să pui un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi dacă ești pasionat de cinematografie. De asemenea, poți face un click pe clopoțel pentru a primi un mesaj despre continuarea listei de azi și alte notificări cu videouri interesante care ar putea să-ți placă. Ne auzim în videoul următor.